Bună seara, bun regăsit la realitatea zilei, doamnelor și domnilor. Schimbări în învățământul mehedințean, schimbări în organigrama inspectoratului școlar, mai bine spus. Începând cu această săptămână, doamna Dana Trancotă ocupă funcția de inspector școlar general adjunct în Mehedinți. O poziție extrem de importantă, mi-aș putea permite să spun, o poziție care asumă și foarte multe responsabilități și e nevoie de oameni cu putere de decizie la nivelul inspectoratului într-un județ în care, să recunoaștem, învățământul parcă merge din rău în mai rău. Doamna Dana Trancotă este așadar invitata noastră în această seară în studioul Tele2. Sărut mâine, doamnă, bun venit și felicitări înainte de toate pentru numirea dumneavoastră în această funcție. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și pentru faptul că ne revedem după destul de mult după timp. După mulți ani, cred că sunt deja ani de când nu ne-am mai revăzut. Timpul trece repede. Luni, cred că v-ați preluat atribuțiile de inspector general. De fapt, vineri. Da, vineri. Deci vineri a fost primul contact cu colegii mei de la inspectoratul școlar. Practic, da, într-adevăr, de luni activitatea a fost una conform fișei postului, să zicem. Ați apucat să vă faceți o idee deja în ceea ce privește inspectoratul școlar și toate ițele sale chiar ascunse? Bine, acum fiind în domeniu, normal că ai o idee în momentul în care accepți o funcție de genul ăsta, știi despre ce e vorba, pentru că totuși am o vechime considerabilă în învățământ, după 26 de ani ca și cadru didactic titular în învățământ. Mulți înainte că știu că vă place activitatea asta. Știi despre ce este vorba. Da, ideea este că acest post de inspector școlar general adjunct pe probleme de curriculum și inspecție școlară este onorant și în același timp o provocare pentru orice cadru didactic cu astfel de vechime și care în acest moment al carierei poate să valorifice tot ceea ce a învățat în parcursul activității didactice. E un domeniu extrem de sensibil. Eu urmează să colaborez cu toți inspectorii școlari și de acolo cu toate cadrele didactice. Deci, practic, eu intenționez să am un contact direct cu cât mai mulți profesori din județ și să colaborez foarte bine cu inspectorii școlari. Sunt foarte multe probleme delicate, așa cum ați spus și ceva mai devreme. Învățământul nu merge foarte bine, nu doar învățământul mehedințean, în general. Și cred că știu... Cu toții știm care ar fi și cauzele de foarte multe ori, dar în afară de faptul că punem diagnosticul, mai trebuie să știm și cum tratăm problema. Am câteva idei. Un prim contact, vă spuneam că a fost chiar vineri, deci imediat cum am prezentat la inspectoratul școlar pentru a lua ordinul de numire de la minister, am aflat că este convocat o ședință cu directorii. Deci m-am văzut cu ei din prima și am avut ocazia să mă adresez colegilor din tot județul și le-am spus de la bun început cam ce am de gând să fac. Unii dintre ei au fost surprinși, cei care mă cunosc cred că nu. Le-am spus că vreau să trec prin cât mai multe școli, foarte multe școli. Dacă aș avea posibilitatea cât mai repede, aș vrea să încep să merg prin școli, dar nu voi cere hârtii. Nu voi cere hârtii. Nu vreau să văd hârtii, nu vreau să văd documentele pe care le au directorii, nu vreau să văd munții de hârtii pe care le fabrică profesorii. Vreau să văd cum relaționează profesorii cu copiii, cum relaționează directorul cu cadrele didactice și, în general, copiii. Copiii vreau să-i văd. Poate că de foarte multe ori nici voi fi foarte, foarte interesată de, să zicem așa, cât de multă carte știe profesorul, ci cât de multă carte a învățat copilul de la profesorul respectiv. Da. Dacă profesorul nu știe foarte multă carte, e greu să-l învețe pe copil, mă gândesc. Asta este o altă problemă pe care urmează să o reglez împreună cu colegii mei inspectori. Sunt și profesori care aflați la început de drum învață, dar alta este problema pe care eu am constatat-o de-a lungul timpului. De foarte multe ori, și insist pe acest lucru, de foarte multe ori profesorul nu mai are timp să se ocupe de copii și de clasă pentru că trebuie să-și facă foarte, foarte multe hârtii.
De asemenea, le-am mai... Să le vedeți pe toate astea din experiență, da, sau l-ați simțit, da, pe propria deci, piele. Deci, cred că mai bine de 80% din timpul pe care îl folosește un cadru didactic pentru a-și pregăti activitatea și pentru a merge totuși zi de zi la școală, este folosit pentru a face hârtii și nu pentru a-și pregăti, așa cum se făcea pe vremuri, lecția și relaționarea cu copiii. Modalitatea de evaluare a profesorilor cred că a dus în cu totul altă zonă competența profesională despre care vorbeam mai devreme. În momentul în care evaluezi un cadru didactic după grosimea dosarului pe care îl are la mapa profesională și nu după rezultatele concrete pe care le-a obținut cu elevii săi, neapărat la concursurile naționale, de evaluare națională sau examen de bacalaureat sau admitere în facultate, ci uitându-te de unde ai luat copilul și unde a ajuns acel copil. Le spuneam colegilor mei directori că eu provin de la un liceu, liceul teoretic Dr. Victor Gomoiu din Vânju Mare, unde avem tot felul de copii. La noi avem copii excepționali care obțin rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și care ne reprezintă cu mândrie la facultățile din toată țara și care ulterior au și rezultate foarte bune în carieră, dar în același timp avem la extrema cealaltă copii care vin cu medii de admitere de 2 și de 3, copii care nu știu să scrie, copii care au dificultăți calcule matematice foarte simple, dar avem și foarte mulți copii de valoare medie, copii care oscilează între cele două extreme, care dacă sunt ajutați și valorificați pot oricând să urce în top, dacă sunt neglijați pot oricând să coboare. Deci nimic din ceea ce se întâmplă în învățământ și în școala românească și în cum să zic, materialul cu care avem de-a face, nu mi-este străin. Eu nu mă adresez doar elitelor, așa cum nu mă adresez celor, să zicem, proveniți din medii defavorizate. Înțeleg foarte bine toată această gamă diversă de probleme care există la nivelul unităților școlare. Le spuneam directorilor că o să merg prin școli și o să caut profesori, învățători, educatoare, cadre didactice în general, pe care să le dau ca exemple de bună practică. Dacă, spre exemplu, uite cam cum imaginez eu așa un contact, dacă, spre exemplu, merg într-o școală, mergem la clasa 8-a. La clasa 8-a aș putea să rog profesoara de limba română să dea o testare, o dictare, la urma urmei. Da, da, avem încă probleme cu scrisul foarte mari, foarte în limba mari. Română. Asta este, da, imediat, da. Iarăși, le spuneam colegilor că una dintre problemele identificate, nu neapărat de mine, de noi toți, dar evaluarea elevilor din România și nu numai a elevilor, este analfabetismul funcțional. Știe copilul să scrie, știe să citească, dar nu înțelege. Nu înțelege. Nu neapărat. Nu înțelege. Vocabularul este din ce în ce mai sărac și nu înțelege ce citește. Ăsta este motivul pentru care și rezultatele la tot genul de examene sunt slabe. Copilul nu înțelege cerința problemei. Nu neapărat că nu e suficient de inteligent să rezolve. Nu înțelege cerința. Cuvintele pe care le are el în vocabular sunt prea puține. Ăsta este, zic eu, nodul gordian pe care trebuie să-l rezolvăm noi. Un profesor de matematică, un profesor de fizică, unul de chimie, de biologie, nu va avea niciodată rezultate foarte bune la disciplina pe care o predă dacă acel copil cu care lucrează nu are un bagaj de cuvinte, un vocabular suficient de dezvoltat pentru a înțelege și cuvintele din specialitatea pe care o predai tu. Da? Îmi place teribil să știți ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, mai ales că și eu, atât cât am putut prin emisiune, am tot militat pentru aceste schimbări, să spunem, care ar trebui să se producă în învățământ. Și eu sunt de acord că, înainte de toate, trebuie într-adevăr să învățăm să scriem și să vorbim corect în limba română. E condiția... Și să ne îmbogățim cât mai mult vocabularul. Cât mai mult. Reveneam la ideea cu vizita într-o clasă și într-o școală. Dăm acea evaluare la clasa 8-a, constatăm că din 20 de copii, 10 au dificultăți grave în a citi și a scrie și după, să zicem, o lună de zile, revenim. Și constat că acei 10 copii au evoluat.
Ia că te un exemplu de bună practică. Deci aș putea să laud și să felicit și să spun, uite, așa se face, constatând măcar acest progres. Copilul ăla a fost adus din stadiu de potigneală, de dificultate în a citi cursiv orice, un text la prima vedere, până al aduce chiar în stadiu de a înțelege, chiar în stadiu de a formula, mă rog, niște propoziții coerente cu o temă dată. De dumneavoastră acolo vreți, cu alte cuvinte, ca școala românească să nu mai scoată tâmpiți, vorba cuiva. Să știți că, din păcate, a fost criticat președintele. Nu, dați-mi voi să-mi asum eu acest, că poate pentru noastră e mai dificil. Eu îmi asum ceea ce urmează să spun. Traian Băsescu, deși a fost foarte criticat, din păcate, avea foarte mare dreptate în ceea ce spunea la momentul respectiv. E adevărat, școala românească, din păcate, scoate tâmpiți. Dacă am reușit să depășim acest moment, poate că și nivelul societății în general ar fi ceva mai ridicat. Da, formularea este extremă, nu sunt de acord cu ea, nu tâmpiți, poate că scoate neadaptați. Pentru că școala românească nu reușește să educe copiii în așa fel încât să se adapteze la mediul în care trăim. Dacă în clasa 12-a nu știe să scrie și să vorbească, să se exprime corect din punct de vedere gramatical în limba română, să mă scuzați, dar e tâmpit. Iarăși vă contrazic. Vă rog să e posibil ca acel copil pe care noi îl catalogăm tâmpit pentru că nu știe să scrie și să citească și ne punem întrebarea de ce oare a ajuns în felul ăsta. E o demonstrație foarte vastă, nu știu dacă e momentul să o facem acum. De ce ar putea un copil să ajungă acolo? Adică nu neapărat prin faptul că el nativ nu are acele capacități intelectuale care să îl împiedice să scrie și să citească până la vârsta asta. S-ar putea să fie alți factori subiectivi. Nu. Să știți că de multe ori se întâmplă următorul lucru. Cerințele sunt atât de mari și atât de inadecvate la vârsta pe care au copiii, că ei abandonează la un moment dat. Perfect. Părinții, de acord. Părinții reușesc, unii dintre ei, să țină pasul cu cerințele școlii, cam până prin clasa 4-a. De la clasa 4-a încolo reușesc foarte puțini, foarte mulți dintre părinți abandonează această luptă cu cerințele. Iar la liceu deja copiii sunt singuri, pe cont propriu, foarte, foarte puțini sunt părinții care reușesc să-i mai susțină și chiar copiii abandonează lupta. Da, astea sunt modificări corecte din punctul meu de vedere care ar trebui aduse sistemului de învățământ, dar sunt de substanță, sunt radicale și nu cred că le-ați putea impune dumneavoastră la mechidinți. Nu, deci poate că la modul ceea ce spun eu sună deja a experiment și e un act de curaj. Este experiment, este o revenire la normalitate. Ce am eu de gând să fac e contrar, cum să vă zic, metodologiilor cadru în care trebuie să funcționeze un inspector general pe curriculum și inspecție. Zicem, adică până acum vreo 20 și ceva de ani, sistemul ăla comunist, atât de hulit, atât de blamat, dar în care ne-am școlit și dumneavoastră și eu, a dat rezultate. Ceea ce, pentru că impusese, să spunem, niște normalități. Dacă vom reuși și noi să avem inteligența să revenim, ceea ce spuneți dumneavoastră nu este vreo reinventare a apei calde. Absolut deloc. Nu este o inventare a mersului biped, este o revenire la normalitate. Este exact ceva ce am avut în sistemul firesc, de învățământ normal, din România. Da, și la care am renunțat, că nu știu, că mi s-a urcat democrația la cap, că nu știu de ce. Nici eu nu știu cum de s-a ajuns, uite, spre exemplu, să se inventeze o instituție care e prevăzută, o entitate care este prevăzută și în legea învățământului, dar care nouă ne mănâncă foarte mult din timp și din energie, celebrul ARACIP. O instituție care trebuie să evalueze, mă rog, calitatea actului educațional în sistemul preuniversitar, mă rog, și la nivelul universitar o structură similară. Am colegi care... ARACIP și ARACIS. Și ARACIS, da. Am colegi care în fiecare început de an școlar trebuie să urce pe acea platformă a instituției respective tot felul de date care nu știu la ce folosesc. Se fac dosare atât de mari, iarăși nu știu la ce folosesc. Timp în care acei colegi ar putea să facă altceva. Colegii respectivi nu sunt plătiți pentru ceea ce fac. Ar trebui să facă meseria, în primul rând. Exact. Adică, nu sunt plătiți. Să facă meseria. Deci nu sunt plătiți. Această birocratizare excesivă... Bun. Ce e atât de greu? Pentru ce trebuie să inventăm acest ARACIP sau ARACIS ca să constatăm că școala românească nu produce ceea ce ne-am dorit? Că la bacalaureat avem rezultate foarte slabe, că la examenul de evaluare națională avem rezultate foarte slabe. Trebuie neapărat să înființăm această entitate, ARACIP-ul, ca să ne spună chestia asta? Se vede cu ochiul liber. Vedem cu ochiul liber lucrul ăsta. De ce trebuie să facem această suprastructură
care nu poate să constate decât evidența. Un exemplu. Da, știu că o să-mi iau multe bile negre pentru ceea ce spun din partea unora, îmi asum, dar și bile albe din partea celor care se chinuie cu aceste hârtii pe care trebuie să le facă pentru comisiile respective. Și noi de obicei doar constatăm, cum spuneați și dumneavoastră, punem un diagnostic, dar nu găsim dar tratamentul, nu găsim ca să păstrez da. Metafora pe care ați folosit-o. Uite, am avut un prim contact cu liderul de sindicat, domnul Zoican, și se pare că funcționăm pe aceeași lungime de undă, apropo de acest aracip. Sindicatele își propun, printre altele, să întreprindă tot felul de acțiuni prin care să se renunțe la această entitate. Da, măsuri trebuie luate, repet, nu de la nivelul inspectoratului, unui inspectorat județean. Dar pot fi propuse. Poate îmi spuneți ce ați putea dumneavoastră, din poziția pe care o ocupați de mai puțin de o săptămână, ce vă propuneți să faceți, tocmai pentru eficientizarea, să spunem, calității învățământului. Pentru că avem o problemă la general, dar și în particular la nivelul județului Mehedinți, avem o problemă parcă și mai mare cu învățământul ăsta. Parcă sunt rezultate din ce în ce mai proaste, mai mereu ne situăm în jumătatea inferioară a clasamentului atunci când vine vorba de promovabilitate la BAC și tot felul de... Da, învățământul Mehedinți nu poate să iasă în afara contextului. Deci suntem în Mehedinți, da, trăim în Mehedinți și asta ne cam mănâncă viața. Mehedințiu nu este pe ultimul loc doar la... să zicem, rezultatele obținute la examenele... Credeți că are o legătură economică? Și starea economică, fără discuție. Fără discuție. Sigur că da. Uite, vă dau așa un exemplu banal. Adică banal. E arhicunoscut de foarte mulți cei care știu ce înseamnă să trăiești așa în România asta reală. Avem copii care... Eu am copii la clasă și nu numai eu. Care vin la școală și zic... vrei să-i sculți la lecție, să-i asculți acolo ce îți zice ție programa și ce ai tu acolo neapărat de bifat cu copiii respectivi. Și copilul respectiv îți zice, știți că n-am putut să învăț. Păi de ce? Păi ieri a trebuit să repar gardul. Păi tu măi copile. Păi da, eu că au intrat vacile vecinului și mi-au rupt gardul. Păi și părinții tăi? Părinții mei nu sunt acasă, părinții mei sunt plecați din țară și tu ești singur? Da, sunt singur. Zic, aia nu e adevărat, nu se poate una ca asta. Mă duc la copil și îl pun să-mi arate palmele, bătucite, cu bășici, nu? Eu pe copilul ăla trebuie să-l pup pe frunte și să-i spun, bravo ție copilule că vii la școală, da? Tu ți-ai lăsat acasă gospodăria, că te-au lăsat părinții la 16 ani acasă, că ai grijă de gospodărie și cu toate astea tu faci efortul să vii la școală. Deci, iată, cu ce ne confruntăm? E adevărat, sunt și situații particulare, sunt și situații de genul care ăsta. Trebuie încurajate. Care trebuie copiii încurajate. Copiii trebuie menținuți cumva în sistem. Da, asta ține de talentul fiecărui dascăl în parte, exact, să spunem, da. să-l țin aproape. Eu am însă o problemă, apropo de modificările care pot fi făcute, cred că inclusiv la nivel de inspectorat. Mă deranjează foarte tare că avem foarte mulți absolvenți de licee teoretice, avem absolvenți de licee tehnologice, chiar dacă cu specializări, care nu-și mai găsesc aplicabilitate în real, în concret. Au cam dispărut școlile profesionale, profilele școlilor profesionale care au mai rămas sunt total neadaptate la economia actuală a județului, adică dacă nouă ne-a murit ranul, nu pot să mai școlarizez operatori chimiști. Avem însă un angajator, de exemplu, aici, firma japoneză pe care o știe toată lumea, care știu că încerca să se încheie și o convenție cu inspectoratul școlar să școlarizeze specialiști pentru domeniul respectiv de activitate. Da. Nu mi s-ar părea că ar fi mai corect, adică am fi mai adaptați la realitățile cotidiene? De ce să scoatem ingineri chimici sau operatori chimici, dacă vorbim de absolvenți de liceu, și să nu aibă unde să angajeze, când putem să scoatem nu știu ce specialiști în domeniul respectiv și să-și găsească un loc de muncă imediat după ce termină liceul? Chiar zilele trecute am primit de la minister o înștiințare, o adresă prin care ni se solicita să dăm publicității faptul că se intenționează efectuarea unor pași concreți pentru realizarea unui parteneriat între școli și agenți economici. Deja adresa respectivă a fost făcută publică, intră spre rezolvare în atribuțiile doamnei inspector Ponea. Este un lucru inedit, deci într-adevăr
trebuie realizat acest parteneriat între agenții economici existenți. Deja mă înspăimânt, dacă îmi gândesc pe miniștrii democrați, deja am impresia că am o problemă. Nu, deci chiar este un lucru care se pare că dacă va merge pe făgașul pe care a pornit, se va finaliza într-un mod favorabil. Deci, colaborarea între agenții economici existenți și unitățile școlare, în sensul de a face și specializări dorite de acel agent economic, și școala, bineînțeles, să aibă tot felul de facilități și angajamente reciproce. Garanția absolventului că își găsește un loc de muncă după ce termină liceul. Și cu această ocazie chiar mă bucur că am prilejul să dau publicității, o dată în plus, în afară de faptul că există pe site-ul Inspectoratului Școlar acest anunț, toți agenții economici interesați pentru un dialog pe această direcție, formare de competențe și de forță de muncă pe domeniul pe care și-l doresc, să contacteze pe doamna inspector de specialitate Ponea pentru a pune bazele acestor modalități concrete de colaborare. Deci, în momentul de față, Ministerul face acești pași pentru... Mă bucur să observ că și Ministerul a intrat exact, așa în realitate. Da, în sfârșit observat... am constatat că nu mai avem... Nu mai avem și meserii. Da, nu mai avem cizmar, nu mai avem electricien, exact. Nu mai avem dulgheri, nu mai avem tâmplari. În schimb, avem doctori, ingineri și absolvenți de drept pe călcătii ca pe dude. Se cer idei concrete de jos, de la firul ierbii, unde ne lovim de astfel de situații. Și vă rugăm... toți cei care sunteți în domeniu și interesați de acest lucru să ne contactați pentru a putea să facem, mă rog, un pachet de propuneri serioase și realizabile pe care să le putem înaintea Ministerului. Firma de care vă vorbeam, mă rog, japonezul, nu e japonez, așa a rămas toată lumea cu japonezul, da, dar da. E de fapt neamț, nu este japonez. Da. Venise cu această idee și nu numai că venise, din câte țin minte, dădea și bursă, o dădea și o bursă celor care s-ar fi înscris la cursurile respective. Uite, chiar o să încercăm să-i contactăm direct. Nu? De ce să așteptăm să vină ei spre noi? Ideea e să mergem și noi spre ei. Având și această oportunitate, acest investitor care adică e interesat. Nu știu, mă gândesc că trebuie să ne adaptăm cumva la cerințele, da, dacă deci, tot ziceați că învățământul este strâns legat de economie. Deci dacă mergem pe niște planuri de sau, mă rog, pe niște formări așa, bătute în cuie de ani de zile și nu ne adaptăm, e clar că vom produce pe bandă rulantă șomeri și copii care nu-și găsesc loc de muncă pentru că nu au specializările necesare. Asta cred că este o vină însă când și am inspectorilor, să spunem, sau a celor care conduc la modul general învățământul din Mechedinți, că uneori îmi lasă impresia așa că preferă să stea pe niște scaune, să aștepte ziua de leafă și mergem și pe principiul la timpul trece, leafa merge, oricum nu putem să schimbăm noi din Mechedinți. Ba da, putem să schimbăm. Putem să schimbăm. Da, bine, îți permit să ai idei, numai că bine ar fi să le și ia cineva în seamă, într-adevăr, s-ar putea ca la un dat... Mergeți cu ele la aprobare la șefa dumneavoastră, doamna Pintaena. Nu știu dacă ține neapărat în atributul inspectorului școlar general în a schimba așa... Dar vă rog să-i duceți ideile gata explicate, că s-ar putea să nu le înțeleagă, doamna Pintaena. Sunteți malicios, chiar, dar... Da. Da, îmi permit să fiu răutăcios. Deci, direct explicat, dacă se poate să-i le duceți, că altfel s-ar putea să aveți o dificultate în dialogurile cu dumnei. Care sunt relațiile chiar așa? Ați apucat să interacționați, să relaționați? Da, sigur că da. Deja am avut un prim consiliu de administrație al Inspectoratului Școlar. Vă spuneam că deocamdată intru în atribuții. Doamnei și spun că este ca o pacoste, așa, sau ca un blestem pentru învățământul din Mechedinți și nu sunt puține cadre didactice care vă... Bun, nu știu dacă nu ați apucat. Deci, acum ce se întâmplă? Emisiunea nu cred că este pe tematici de genul ăsta, nu suntem la... Nu, dar a venit vorba de asta și nu m-am putut abține să nu fac remarci. Deocamdată relaționăm în regulă, deci așa cum e firesc, relație instituțională, corectă, ierarhic, colaborăm exact așa cum trebuie. Sunt 3 zile, nu? Deci ce chiar... Din a patra zi... Da, și uite, spre exemplu am colaborat foarte bine pe o problemă delicată pe care am... sau, mă rog, de care știam cu toții că ne lovim, cea cu încălzirea școlilor. Ei, uite, gând la gând cu bucuria asta vreau să aduc în discuție. Sau mai degrabă cu neîncălzirea școlilor. E o problemă foarte delicată
Și tot așa cu experiența cadrului didactic care nu își desfășoară activitatea în buricul târgului, nu, ci undeva în provincie, la Vânjumare. La Vânjumare, cum vă încălziți chiar așa? Ei, păi la Vânjumare... Are centrală termică proprie? La Vânjumare, sigur că da, da. E centrală termică, o centrală termică mai veche de pe vremea când s-a construit un corp nou de clădire. Da, bănuiesc că face față, adică nu aveți probleme cu încălzirea din punctul ăsta. Nu sunt probleme, dar suntem obișnuiți cu condiții climatice mai dure. Bun, și constatând... Noi n-am prea vrea să ne obișnuim, ce știți, aici la Severin, dar asta e o altă problemă, depășește competențele inspectoratului școlar, e undeva în zona administrativă, numai că noi trebuie să fim oarecum pregătiți pentru ce e mai rău. Și vă spuneam că ne-am gândit la, mă rog, niște soluții pe care le-am putea găsi până când se va rezolva problema încălzirii pentru a mișora un pic disconfortul pe care l-au și elevii și cadrele didactice. Sunt curios ce soluții ați găsit, că am auzit niște idei extrase din ședința asta de vineri, de care vorbeați dumneavoastră. Bun, cred că vineri ați abordat în ședință această temă și am auzit niște idei. Nu știu dacă am apucat să discutăm despre treaba asta. Deci, una dintre propunerile noastre ar fi aceea ca fiecare unitate școlară să ia în calcul posibilitatea de a efectua acea săptămână școală altfel, nu în semestru 2, cum era inițial în anul trecut fixată. Anul acesta școlile au posibilitatea să-și fixeze săptămâna școală altfel oricând doresc. Bine, nu chiar oricând doresc, este o perioadă, dar și în semestru 1 și în semestru 2. Ar putea fi o variantă, acum în perioada, pe parcursul lunii noiembrie, să-și planifice acea săptămână școală altfel în care sunt activități sportive, la activitățile sportive te mai încălzești, mai faci într-o bibliotecă sau într-un spațiu pe care poți să-l încălzești. Sunt fel și fel de modalități de a face această săptămână școală altfel în regulă, ok. Deci să nu fie perturbați sau deranjați copiii. Dar n-am putea să facem săptămâna asta școală altfel, să organizăm vizite acasă la domnul Gherghe, că înțeleg că are centrală pe gaz și nu de el de astăzi de mult timp. Să le arătăm... Uite, da, uite, eu în zona asta instituțională și mă duceți spre partea care îmi plăcea mie pe vremuri și care încă mai place. Am și eu idei ce să fac, adică da. Încerc să vă ajut în activitatea O să discutăm. Excursii ar fi imediat bun. Discutăm și despre excursiile la domnul Gherghe acasă, mai ales că s-au mai făcut, din câte mi-aduc eu aminte, a mai fost odată o perioadă cu excursii pe acolo, dar nu mai rețin exact contextul. Da, da. Da, cred că mi-amintesc. Pe la niște proteste. Revin la soluțiile, sau mă rog, ideile pe care le-am sugerat noi colegilor. Deci asta ar fi una. O săptămână, da? O săptămână în care să putem să organizăm această școală altfel. Bun, da. Asta rămâne la latitudinea colegilor. Tot frig le este, indiferent că sunt cursurile mai relaxate, stai în bancă, să spunem. Nu stai în bancă, da? Nemișcat. 50 de minute. Inspectoratul poți să faci alt gen de activități. Poate să găsească vreo soluție, să încălzească efectiv școlile și să nu mai fim așa variante. Mai sunt. Putem să aducem vacanța de vară sau o facem iarna sau chestii de genul ăsta. Trebuie respectat cadrul. Să încălzim cumva. Trebuie respectat cadrul legal. Uite, spre exemplu, chiar săptămâna trecută, cred, a fost o problemă așa, Mă rog, o știre, să zicem, o apariție în media cu situația de la Colegiul Traian. Doamna director de acolo chiar a luat măsuri, pentru că într-adevăr clădirea Colegiului Național Traian este foarte, foarte prost izolată termic, e foarte rece acolo și a găsit acea soluție de a micșora programul de cursuri. Și am discutat cu toți directorii să ia și această variantă în calcul, adică nu poți să iei această hotărâre așa pur și simplu tu ca director. Trebuie să te consulți cu colegii, cu părinții, cu elevii. Consultările respective trebuie făcute pe bază de procese verbale, cu ședințele, cu părinții. La un dat luăm în calcul și varianta ca acele cursuri să fie reduse drastic. La 40 de minute nu e neapărat nevoie să... În general.
astăzi. Ceea ce spun eu acum e foarte interesant, sau sunt sigură că interesează foarte mult pe elevi și pe profesori și trebuie să finalizez, chiar dacă unora li se pare plictisitor, dar este important. Nu. Vreau este să este important din punct de vedere al procedurilor. Deci, da. Care este legătura sau care este rolul inspectoratului școlar în faza asta, apropo de ceea ce au școlile, ceea ce pot să facă școlile. Deci, pot să-și micșoreze programul la un interval rezonabil, în așa fel încât să nu fie nevoie să recupereze 40 de minute, să zicem că este ok, sar peste etapa de evaluare sau mai vezi tu ce faci acolo. Dar în momentul în care trebuie să reduci ora foarte mult sau chiar să suspenzi cursurile, trebuie să faci neapărat un grafic de recuperare. Și aici sunt o mulțime de probleme. Din discuțiile cu directorii pe care le-am avut ieri, că de asta spuneam că o primă, mă rog, colaborare în regulă cu doamna general s-a produs chiar ieri, adică am împărțit școlile, am chemat directorii, am vorbit cu ei, le-am spus care sunt procedurile de urmat și am discutat cu directori care mi-au zis, sunt foarte multe probleme, adică dacă, să presupunem, suspendăm cursurile, sunt părinți care nu au cu cine să-și lase copiii, nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Deci nu vor fi de acord sub nicio formă. Nu poți să lași copilul pe stradă la o anumită oră, când părintele lui termină serviciul la o anumită oră, da? Deci sunt părinți care nu sunt de acord. Sau la grădinițe. Din fericire, să spunem cu ghilimele de rigoare, și problema asta ar fi rezolvată la Severin, că sunt foarte mulți care n-au locuri de muncă. Deci sunt foarte mulți șomeri și atunci ar fi rezolvată, să spunem, problema. La grădinițe. Îmi spunea o educatoare că preferă părinții să-și aducă totuși copiii la grădiniță, pentru că nu reșoul și curentul e la grădiniță, da, nu acasă. Da, e adevărat. Deci ideea care este? Fiecare școală are o autonomie destul de mare, foarte mare chiar pot să spun, în momentul în care ei discută cu toți cei interesați, părinți, elevi, obligatoriu Consiliul de Administrație la care să fie prezenți și reprezentanții Consiliului Local, pentru că nu ne facem poze doar la festivități și doar la evenimente favorabile nouă pentru imagine la unitățile școlare. Hai să ne ducem, dacă toți suntem reprezentanți ai administrației publice locale, hai să ne ducem la oamenii aici când au probleme reale. Da? În momentul în care toate aceste lucruri au fost dezbătute și s-a luat o hotărâre de comun acord, se vine cu avizul la inspectorat și inspectoratul dă avizul. Deci nu e absolut niciun fel de problemă. Să nu aștepte nimeni ca inspectoratul să zică închide școlile. Nu. Școala trebuie să vină și cu... Asta vreau să vă întreb, pentru că astăzi, dacă nu știți, astăzi s-a depus o contestație la licitația organizată de primărie. Da, teoretic, mâine trebuia, de mâine într-o săptămână, trebuia să avem căldură în școli și în spitale. A picat această variantă, pentru că o firmă a depus contestație. Deci asta înseamnă, pe scurt, că cel mai probabil în noiembrie, toată luna noiembrie, nu vom avea căldură la Severin. Da. Luați în calcul în această situație, acum este încă bine, sunt 12-14 grade afară. În noiembrie s-ar putea să avem temperaturi cu minus. Luați în calcul suspendarea cursurilor în tot municipiul Drobeta-Turnu Severin, se poate lua în calcul am discutat cu colegii directori și posibilitatea aceasta. Și le-am spus exact care sunt procedurile care trebuie urmate. Este, cum să spunem, punem și rău înainte. Deci este o posibilitate pe care noi trebuie să o luăm în calcul, sigur. Dar suspendarea presupune recuperare. Suspendarea presupune că toate cadrele didactice care nu își vor desfășura programul în luna noiembrie să nu își poată lua salariile în luna decembrie. Dacă tu nu îți desfășoare activitatea în luna respectivă. E clar că nu ai cum să-ți primești salariul în decembrie. Foarte multe probleme sunt. Foarte multe probleme. De asta spun că nici nu este atât de simplu. Să-i lăsăm să se îmbolnăvească în sălile fără de clasă. Da. Dacă vorbim de un copil de 15, 16, 18 ani, să spunem că când vorbim de copii de 6 ani, de 7 ani, de 6 ani în clasa 0 din sau fericire chiar... sunt foarte multe școli care se descurcă foarte bine, unele nu am acum evidența, unele dintre ele au chiar posibilități de a-și încălzi spațiile bune, au
clădiri noi, instalațiile electrice suportă suficienți consumatori. Unele mai au și centrale. Liceul Auto este centrală. Nu am, evidență, sunt mai multe. Liceul particular. Grădinițele se descurcă binișor. Grădinițele că sunt sălile mai mici. Și cele care au program prelungit. Dar sunt foarte multe școli unde instalația electrică nu face față. Nu poți să bagi în priză că sar toate instalațiile. Riști să dai în altele, doamne ferește. Eu am stat de vorbă cu mulți directori. Chiar pot să spun că mi-au lăsat o impresie foarte bună, mulți dintre ei, pentru că chiar sunt gospodari așa. Îi văd că sunt conectați la problemele școlii și au soluții, au idei. Eu sper că nu va fi așa o situație dramatică, dar am discutat cu ei exact ce avem de făcut pentru a respecta cadrul legal. Și pentru a nu pune nici copiii în situații dificile. Exemplu, având în vedere că sunt nu știu cât ori fi, poate faceți noastră o evidență, să zicem că sunt 5, 7 sau 10 școli care au centrală proprie în Severin. Să se facă... Să facem în 3 schimburi, de exemplu, să alocăm 2-3 licee la liceul la Uto și să facem... Mulțumim frumos pentru idee. Adică nu știu, mă gândesc. Sigur, deci spațiile care se reduc orele la 40 de minute, spațiile care pauza pot fi încălzite în felul ăsta să fie folosite în comun de mai multe școli. O idee salutară. Suntem puși într-o situație foarte complicată, nu depinde de inspectoratul școlar să o rezolvăm, depinde de administrația locală. Măcar în perioada asta, că noi sperăm că iarna asta vom avea totuși căldură, dar măcar pentru luna asta, pentru noiembrie, cât va fi până la momentul în care se va, nu știu când va fi vacanța intersemestrială sau ce vacanță se ia în decembrie acum. Păi nu, vacanța de iarnă normală care se ia cu ocazia sărbătorii, cea intersemestrială va fi adică în măcar până atunci să găsim o soluție, nu putem să-i lăsăm pe copii. Și eu vă spun că dacă aș fi în locul unui părinte de eu am fetiță în clasa a doua, zic că e deja măricică, dar dacă aș fi părintele unui copil, mulțumesc, unui copil de 4 ani, de 3 ani, de 2 ani și să știu că stă în frig, în cămin, în creșă, în grădiniță sau în școală, vă spun că nu știu cum aș reacționa. Toți părinții gândesc la fel. Și părinții, bine, n-ai cum să nu fii nervos și să nu fii frustrat din cauza acestei situații, dar în același timp vinovații trebuie căutați acolo unde sunt. Apropo de acele vizite și excursii de care ziceați mai devreme. Mai ales acum când aflăm detalii că de fapt toată această joacă a căldurii pare că nu avem nicio dovadă concretă, dar pare să fie rezultatul unui joc politic. Înțeleg că domnul primar Gherghe, fost primar Gherghe, supărat că n-a mai prins loc de deputați la PSD, încearcă să răzbune acum pe actualul primar și pe Partidul Social Democrat. Ceea ce să mă ierte Dumnezeu, dar dacă este adevărat, repet, spun cu dacă, mi se pare dincolo de cinism. Mi se pare, nu știu ce cuvinte să folosesc, să nu fiu foarte dur în exprimare. Nu știu, au o problemă. Să strângă într-o cameră, să rezolve problema, să ne anunțe și pe noi, dacă ne anunță. Dacă nu, să fie sănător, să le dea Dumnezeu sănătate, vorba domnului primar. Dar să te răzbun pe un întreg oraș, să te răzbun pe niște copii, pe niște bolnavi din spitale, pe severineni în general. Doar că n-ai prins tu loc de deputat și în felul ăsta să ghidonezi o firmă să facă contestații ca să le arăți tu ora cine-i jupun în continuare, mi se pare cumva așa, într-un... Da, e cinism, dar în același timp eu cred că nici domnii de la PSD nu sunt așa niște naivi și nu au știut foarte bine cu cine defilează de mânuță la alegerile locale când domnul Gherghe era partenerul lor, nu? Deci domnul Gherghe mergea de tot cu mare căldură. E adevărat. Și l-au asumat. Și la fel de bine trebuie să-și asume și cinismul domnului Gherghe. Aveți deci și noastră dreptatea dumneavoastră. Deci dacă au făcut lucrul ăsta și nu l-au cunoscut, eu cred că ei îl cunoșteau foarte bine. Îl cunoșteau încă din perioada... Se pare că nu atât de bine, din perioada 2000-2004, nu? Hai să ne amintim că în perioada 2000-2004 domnul Gherghe a fost cu ei, după care n-a mai fost cu ei, după aia iar după a fost cu ei. Iar n-a mai fost cu ei, deci n-am înțeles. Aici e vorba doar de cinism din partea cui? Adică cât de responsabil poți să fii tu ca partid politic sau ca lider politic să faci un parteneriat public cu un astfel de personaj? Îți asumi totuși niște riscuri majore și iată-te, parteneriatul respectiv provoacă victime colaterale. Că nu plângem noi neapărat că va pierde din scor PSD-ul din cauza... Nu despre asta este vorba, că nici pe mine, nici pe dumneavoastră nu afectează foarte și este, tare. Și problema noastră este că suferă Severin. Asta e problema. Da? Deci asta dacă noi, ca și oameni politici, nu suntem responsabili și nu...
nu renunțăm la jocurile astea așa, hai să păcălim noi electoratul, hai că facem noi o înțelegere, hai că te punem noi pe listă, ajută-ne tu acum. Da, poftim, da? Deci trebuie sancționați tocmai pentru inabilitatea pe care au avut-o în a face un astfel de personaj. Adică trebuie să fie condamnat pentru prostie, cu alte cuvinte. Mă rog, eu n-am vrut să fiu atât de dură, da, dar cred că cineva trebuie să-și asume acest lucru și cineva ăla trebuie să fie cel care a acceptat acest parteneriat. Doamne, dumneavoastră aveți dreptate, dar și asta face parte din jocul politic. Să-și continui jocul lor politic, dar nu pe spinarea asvelinenilor. Bun, l-au făcut. Să lăsăm contestațiile și cinismul ăsta, că nu e în regulă. Să-și continue, domnul Gheorghe, dacă este supărat că PSD-iștii au tras țeapă, să-și continue jocul politic și să răzbune pe ei politic, cum va considera dumneavoastră. Și noi acum ce să facem? Să-i pupăm pe frunte pe PSD și să le spunem, vai săraci de voi, dar ce țeapă v-a tras domnul Gheorghe? Nu despre asta este vorba. Nu spun că să-i pupăm pe frunte pe PSD. Și la fel și ei au tras țeapă domnului Gheorghe, pentru că dacă erau niște parteneri serioși și respectau înțelegerea. Doamna Trancută, dumneavoastră aveți experiență politică și știți cum se poartă discuțiile, cum se întâmplă lucrurile. Și PSD-ul și PNL-ul au fost contracandidați în campania de la locale, dar când a fost vorba de căldură, iată că au reușit să-și dea mâna și să înțeleagă că asta este binele săvelinenilor. Asta este și motivul pentru care eu... Ăștia știu să renunțe la jocurile politice, alții nu știu să renunțe la jocurile politice. Deci eu nu-l atac, da? Nu-l atac, să zicem, pentru chestia asta pe Marius Creciu, cu toate că nu este neprihănit în faza asta, da? Nu a venit alaltăieri în primărie, e de mult acolo, în diverse calități pe care le-a avut, chiar și ca și lider politic. Da. Dar el este principalul responsabil. Deci nu, el este principalul responsabil. Da? Este într-adevăr un lucru de lăudat faptul că atât la nivelul Consiliului Local a existat această colaborare între președintele PNL Virgil Popescu și în calitatea pe care o are în acest moment de consilier municipal. Da, e un lucru adevărat și am apreciat-o și am lăudat-o și eu. Făcând acele demersuri necesare la ministerele de resort. Asta așteptăm de la politicieni. Când e vorba de interesul, exact, un interes atât de important, un interes major precum căldura, nu ai cum să nu lași deoparte jocul politic. Eu asta spun, dacă lucru alții care, au putut, lucru care s-a întâmplat, se lasă tot jocurile spre exemplu și deoparte. În Senat, unde la fel de bine parlamentarii noștri, Șerban Nicolae Marius și Marius Bălu, declarat, și cu mândrie spun chestia asta, cel mai activ parlamentar mehedințean, împreună cu Șerban Nicolae, care ne-a părăsit, bine că nici nu prea l-a văzut în perioada asta. Poate că mai apărut așa. E adevărat, așa. Dar să știți că atunci când a fost nevoie de Șerban, deci, Nicolae, s-a implicat când s-a cerut sprijinul. Au colaborat, deci ia câte un lucru foarte bun. Din păcate, din ce am înțeles, propunerea aceea de rectificare bugetară a rămas undeva prin niște sertare. Plutește pe undeva pe la tărice. Mă rog, deci astea să zicem că ar fi discuții pe care trebuie să le abordeze. Dumneavoastră mai sunteți membru PNL, chiar da, așa? Da, sunt membru PNL, sigur că da. Și cum v-a propus guvernul tehnocrat, ministrul tehnocrat în poziția de adjunct? Da. Uite că în guvernul ăsta tehnocrat există și tehnocrați, există și PSD-iști, există și PNL-iști, există de toate felurile, da? Așteptăm cu mult interes alegerile locale ca să ne lămurim odată, pentru că și tehnocrația asta la un dat ajunge să dăuneze grav democrației. Deci, totuși, am ajuns adică a fost în această formă, dar să ne... a fost necesar, da? Deci a fost o situație... Păi, iată, se întâlnește se împlinește un an de zile de la evenimentul tragic ce a dus la formarea acestui guvern de tehnocrați. Trebuie să luăm părțile bune. Una dintre părțile bune ar fi și ministru și primul ministru Cioloș. Din care faceți parte, asta spuneați, partidul în care faceți parte spune că merge tot cu Cioloș, îl vrea tot pe Cioloș premier. Da, dar premierul unui guvern politic, să înțeleg. Da. Deci, din moment ce suntem compatibili din punct de vedere al viziunii de a proiectului de țară, a modului de a guverna țara, e ok. Acum, bine, foarte mulți, eu deja anticipez o întrebare. Da, de ce n-ați găsit chiar la PNL? De ce trebuie să luați tehnocratul? De ce trebuie să luați pe Cioloș? Dacă ar fi să dau... Nu adresez această întrebare, pentru că știu că în PNL sunt foarte puțini oameni, puțin spre deloc, care să îndeplinească funcția de prim-ministru și atunci l-ați găsit pe Cioloș, că în PNL pe cine să găsiți. Da, uite, și deci ca să dau un răspuns în termenii politici, o să zic, lasă că și capra altora, da?
e tot așa, că în tot PSD-ul nu găsesc, domnule, altul decât pe Dragnea, care e penal, ca să-l propună. Cum, nici măcar n-au curaj. Dragnea este condamnat, penal. Condamnat, condamnat. E condamnat. Să poată așa, da, ceva. De ce condamnat? Dragnea are condamnare. Contra. Da, da, el are condamnare de bine, să știți, pentru că el face derogări pentru alții, pentru Ponta, care e doar cercetat penal. Bun. Până una alta, da. Deci, el condamnat, el face derogări, deci, pentru între, alții. Între a ține cu dinții de această propunere, apropo de Dragnea, care e condamnat, da, ca și premier, și a deschide porțile partidului și a invita personalități și a invita oameni care au dovedit prin activitate că sunt apreciați și sunt utili, eu cred că e de lăudat și de apreciat atitudinea Partidului Național Liberal. Uite, ne-am început să vorbim politică. Stați puțin, că nu aș vrea să vă fac rău. Dumneavoastră puteți să faceți, adică da? Aveți voie, nu vă interzice statutul sau ceva să faceți politică. Nu aș vrea să vă duc pe o... Nu e absolut niciun fel de problemă. Ideea este să nu faceți politică în școli. Asta vă este interzis. Sub nicio formă. Dar deci asta nu se va întâmpla niciodată. Nu. Zic, asta vă este interzis, dar la emisiune de televiziune puteți să vă exprimați niște opinii politice și să... Nu are nicio legătură una cu alta. Nu aș vrea să vă fac rău să vă comenteze după aceea, nu știu cine, că... Nu, și acum, nu știu cum să spun... Pentru că dacă este așa, sunteți de apreciat pentru faptul că dumneavoastră vă asumați niște opinii politice bune, corecte, asta mi-asum decid și oamenii care se uită la noi. Membru PNL, dar mi-asum... e de apreciat că vă asumați, alții nu și-o asumă de asta. Eu mi-o asum chiar cu mândrie. Și mai, mă rog, încercam să mai duc un pic așa, n-amănunt discuția apropo de... Să nu vă cerite doamna Pintea mâine la serviciu, că dumneavoastră este tehnocrată. Nu, dar dumneavoastră este tehnocrată, este apolitică, știți că ea n-a ajuns pe criterii. Doamne, eu încerc să vă fac un bine, încerc să vă ajut. Dacă știți că vă ceartă Pintea eu mâine... Eu vreau să discut acum despre Leonard Dănăilă. Ah, înțeles, da, Leon Dănăilă. Locul întâi pe listele de senat la București. O eminență în medicina și în chirurgia românească. E adevărat, dar e o chestiune de imagine și o chestiune străvezie, este o chestiune, de imagine, nu, din partea PNL-ului. Din punctul meu de vedere este un exemplu, cum nu se poate mai bun, că în Senatul României astfel de oameni trebuie să fie. Deci asta este definiția senatului. În Roma antică senatorii erau bărbații cu o astfel de calitate. Cei care de-a lungul timpului, prin ceea ce făceau, câștigau respectul comunității și de la nivelul senectuții puteau să dea sfaturi celor mai tineri. Doamna, e un exemplu. Dacă îmi spuneți mie că Falcă, acum a descoperit el că Leon Dănăilă trebuie să fie în Senat. Falcă, celebrul Ghiță Falcă de la Arad și că a votat în birou politic național al partidului pentru că el a ajuns la concluzia că Leon Dănăilă trebuie să fie acolo. Și nici de cum, ca urmare a unei acțiuni străvezii de imagine, vreți să luați voturile oamenilor și să propuneți dumneavoastră, cei în conducerea centrală a PNL-ului, să propuneți niște oameni să vă lipiți cumva, să mă iertați, dar vor să fie paraziți pe imaginea unui om care și-a construit-o onest fără ajutorul PNL-ului și fără ajutorul nimănui și-a construit-o pe forțele lui. Tocmai asta este. Atâta timp cât acești oameni acceptă să se lipească de partidul ăsta care ziceți că vrea să facă, mă rog, un exercițiu de imagine, exact, înseamnă că sunt convinși de bunele intenții pe care le are partidul. Chiar, de ce să nu plecăm de la această și prezumție pere, de bună intenție? Să toți, deci chiar de există... fotbal, actori, cântăreți de muzică populară. Da. Adică, nu știu dacă este neapărat întotdeauna uite, bine. Uite, Cioloș chiar... știu că uite, Cioloș la un dat nu era este nici fotbalist, postase la un moment dat pe capabilie. Contul personal că una dintre problemele pe care mari pe care o au românii e lipsa de încredere. Așa este, nu mai avem încredere unii în alții, nu mai credem că există bun simț, nu mai credem că există onoare, nu mai credem că există cuvânt. Da, doamna, puneți în balans așa, să, puneți să onoare. Să credem că există toate astea. Puneți toate cuvintele astea frumoase, toate epitetele astea extraordinar de frumoase pe care le-ați folosit. Onoare, bun simț, cuvânt, nu? Ce ați mai folosit? Azi? Cinste. Și după aceea puneți în contrapartidă Falcă, de la Arad. Și vedeți cum vă dă așa, adică... N-am înțeles. Vasile de ce Blaga. E problema? Dacă vă spun Vasile Blaga, înțelegeți? Atâta timp, uite, Vasile Blaga, în momentul în care a apărut acea dacă problemă vă spune publică, Emil Boc, înțelegeți imediat cum e cu a făcut pasul în lateral. Care dintre PSD-iști au făcut lucrul ăsta? N-a făcut niciun pas în lateral. Niciunul n-a făcut-o. Nu candidează nicăieri. A făcut un pas lateral, n-a făcut un pas în spate. Dar tot el coordonează campania PNL-ului la parlamentare. Avem președinte unic. Alina Gorghiu este președinte unic, da? Și ce președinte? Chiar președinte. Se fac eforturi serioase.
pentru a veni în întâmpinarea cerințelor oamenilor. Dom'le, nu ne jucăm, nu e neapărat un exercițiu de imagine și demagogie. Hai să încercăm. Dacă și de asta dată o stâlcim, apoi punem lacătul și ne ducem cu toții. Doamne, eu n-am niciun fel de dubiu că și de data asta vom da greș. Am ajuns deja să nu mai am... Înseamnă că eu sunt un optimist incurabil. Da, sunteți și aici avem un pesimist moderat. Îmi place să cred realist. Îmi place să cred realist, nu pesimist. Sunt chiar realist, nu am ajuns la faza de pesimist, dar mi-am dat atâtea ori țeapă. Mie, spre exemplu, de ce să ne uităm neapărat la ceea ce se întâmplă la București? Mie îmi place foarte mult și sunt foarte mândră de listele pe care le prezintă PNL-ul la Mehedinți. Avem principalele două partide au depus niște liste decente din punctul meu de vedere. Și PNL-ul chiar și PSD-ul, exact, au depus niște liste decente. La alte partide am niște mari dubii. Decente și uite, la PSD, că ziceați ceva mai devreme de acel exercițiu de imagine, și PSD-ul face un exercițiu de imagine foarte, foarte interesant, propunându-l pe domnul primar de la Șimian pe primul loc la Camera pe lista deputaților. De deputați. Bun, păi și oamenii de la Șimian care l-au votat astăvară și și-au pus toată încrederea și speranțele că localitatea lor va merge în continuare așa cu primarul ăsta gospodar pe care l-au vrut ei. Nu se vor supăra dacă îl pierzi. Domne, doamne, noi l-am votat ca să ne fie primar și el pleacă, doamna, și ne lasă. Pe așa și severinenii l-au votat pe Virgil Popescu să ducă în Consiliul Local și lucru să ajute. Băi, este fix același lucru. Și uite că Virgil Popescu îi părăsește și se duce parlamentar. Nici nu încape comparație. De ce? Nici nu încape comparație. Nici măcar sub aspectul fondurilor pe care trebuie să le folosim pentru a face alegeri anticipate la Șimian, ca să ne alegem din nou primar. Virgil Popescu va fi deputat, urcă în locul său un alt consilier PNL, nu este absolut niciun fel de problemă. Ba, mai mult, de la nivelul Camerei Deputaților, va putea să ajute și mai bine județul. Pentru că sunt convinsă că va fi un parlamentar activ. Va fi un parlamentar activ și implicat exact în problemele județului. Exact pe logica asta pe care o spuneți dumneavoastră și care este corectă, sau pot să fiu de acord cu ea. Vă spun că, de asemenea, Costel Trușca a transformat Șimianul și nu mă puteți contrazice. E păcat de un așa primar să plece. E adevărat, da, să știți că mulți din Șimian îl regretă deja. S-ar putea să aibă surprize. Da, ca locuitori din Șimian e și el conștient de chestiunea asta, dacă asta vreți să spuneți. Să sancționeze. Bun, deci asta nu e un soi de... Să nu voteze pentru el din dorința de a rămâne primar. Asta nu e un soi de ipocrizie, asta nu e un soi de ipocrizie, pentru că vă spuneam, dacă vreți să mergem pe aceeași logică, pot să vă spun că a transformat Șimianul, acum vrea să transforme județul. Nu e neapărat aceeași discuție. Așa, Olguța va să deschide la Craiova. Stați puțin așa, dacă a vrut să transforme județul, de ce nu a fost desemnat președinte de Consiliul Județean? Lumea zice că a fost la un pas. A fost la un pas. Lumea zice, nu știu dacă bun, este adevărat. Acum rămâne de văzut. E bătăria internă. Vom vedea PSD-ului cum vor decide mehedințenii. Sigur că da. Mie îmi place să vă tachinez, ca să zic așa, un pic, pentru că știu că dumneavoastră sunteți pătimașe în convingerile liberale pe care le aveți. Nici chiar și vă așa, cunosc. Nu. Ba nu. Eu mi-aduc aminte de campania de la locale când credeați pătimașe. Când spun pătimașe, mă refer la faptul că dumneavoastră aveți niște convingeri foarte puternice și că vi-l apărați cu foarte multă convingere. La asta mă refer și tocmai de asta îmi place să vă tachinez. Cuvântul e un pic exagerat, nu? Folosiți noastră al cuvânt, persuasivă, dacă asta este... Nu neapărat, okay, da? Persuasivă, deci, dacă așa vreți să convinc cât mai mult. Dacă asta vi se pare noastră potrivit, n-am nicio fel de problemă să folosim cuvântul ăsta. Da. Vă spuneam că de asta îmi place să vă tachinez, că știu cât de implicată, să spunem, sunteți. Să dialogăm, indiferent pe ce subiect. Și întotdeauna să știți că am apreciat dialogul nostru, inclusiv din campania de la locale, chiar dacă s-a desfășurat așa de la distanță, adică prin intermediul platformelor de socializare, dar întotdeauna apreciez inteligența și simțul umorului, indiferent de unde ar veni, că vine avem de la... puncte comune. Mulțumesc. Da. Indiferent că vine de la un adversar, să spunem, sau la un om cu alte convingeri. Uite, ăsta este un lucru pe care eu iarăși l-aș dori foarte mult să apară în politica și mehedințeană și națională. Să renunțăm la a ne mai ironiza unii pe alții. Să învățăm oamenii politici, zic, să învățăm să dialogăm cu respect unii față de alții. Și ironia este interesantă dacă dă dovadă de inteligență. Exact, să fie o ironie subtilă, o ironie fină, adică făcută la modul clar, venită din partea unei persoane, că nu din astea grobiane așa, care să... Vreți să vă spun un lucru? Și asta tot de la educație pleacă, pentru a ne întoarce de unde pornise. Cred că și de la caracter. Și caracterul este modelat de educație, dacă vreți. Este o bună parte, dar până la urmă
ceea ce e sădit acolo în interior de multe adică ori. Adică ține tot de ceea ce învățăm noi pe ștea 7 ani de acasă. Copii în școală, da, e adevărat, sigur ține da. Și de cei deci, 7 ani. Asta ar fi o altă dorință a mea, să ajungă la un dat cu o clasă politică. Ar trebui mai bine exersat și învățat în timpul școlii. Chiar și în timpul școlii politice, da? Pentru că trebuie să creăm, că tot spuneam, ne căutăm oameni, vrem oameni, căutăm oameni tineri, trebuie formați oameni tineri. Pe listele noastre ale PNL-ului, că tot ajung acolo, avem oameni tineri care acum susțin lista, dar care peste 4 ani poate vor fi în topul listei. Sunt oameni de o certă valoare profesională, sunt oameni cu un CV frumos, pe care sunt mândră și pe care mehedințenii o să-i cunoască cât mai curând. Că da, v-am spus cu toată sinceritatea. Lumea mă știe că nu sunt vreun simpatizant al Partidului Național Liberal, nu sunt vreun simpatizant al PDL-ului înghițit de PNL, dar nici taliban, adică nu pot să spun, nici nu mă talibanizez. Vă spuneam că listele PSD-ului și PNL-ului sunt decente. În ceea ce privește PNL-ul, am o singură rezervă. O persoană care se află acolo pe listă, dar poate nu este momentul să fac public numele respectiv. Eu sunt mândră de altfel, colegele mele, doamna Stella Firu, care se regăsește pe lista de Senat, la fel cum sunt foarte mândră de o colegă tânără care este și consilier municipal, Magda Iorgovan, și care am spus că este pariul meu și provocarea mea pentru promovarea femeilor în PNL. Și care culmea este că și mie mi-este dragă, cu toate că nu cred că ne-am întâlnit vreodată să vorbim față în față, dar cunosc acțiunile domniei sale, cum cunosc evident acțiunile doamnei dr. Stella Firu, exact. Și amândouă îmi sunt dragi, deci, să spunem, deci, sau acțiunile întreprinse dumneavoastră. Sunt niște exemple de femei care se implică politic și care au rezultate profesionale înainte de toate. Și în baza rezultatelor profesionale au un cuvânt de spus și în viața politică. Eu m-am întors în politică după o perioadă lungă, lungă de civilie și, mă rog, am venit pe o funcție de și președinte. Cât ați suferit în perioada nu, de deloc, civilie, nu? Nu, deloc, nu. Vă obișnuiți cu ideea? Sigur că da. Deci, cum să spun, probabil și temperamentul și firea, îmi găsesc mereu câte ceva de lucru, dar te întorci așa la dragostea. Da. Da. Nu, cred că implicarea civică nu se poate face foarte departe de politic. Și dacă tu ai în structura ta această dorință de a te implica civic, vrând nevrând, uite, ajungi în politică. Spuneam că în 2013 m-am întors în politică pe funcție de președintă a organizației de femei la PDL. Oh, toată lumea bulversată, vai de mine, dar cum la PDL? Era după nebunia aia cu căderea dezastroasă a lui Băsescu și a PDL-ului. Zic, da, așa este. PDL-ul este în opoziție, urmează să se reformeze. Acum e momentul, pentru că toți oportuniștii au fugit și au rămas oamenii de caracter. Au rămas oameni de caracter cu care se poate forma o echipă. Am ocupat un scaun care era gol în acel moment. Și în momentul în care m-am așezat pe acel scaun, am spus, n-am de gând să stau prea mult aici. Am de gând să las pe cineva în locul meu. Eu nu mai am astfel de ambiții de genul ăsta. Sunt la vârsta și la experiența la care, cu toată dragostea și cu toată bunăvoința, las pe alții în locul meu, așa cum am lăsat-o pe Magda. Și Magda a devenit copreședinte al organizației PNL Mehedinți împreună cu doamna Stella Firu și sunt foarte mândră de amândouă. Mă bucur că ne vor reprezenta. Și sunt convinsă că evoluția lor politică nu se va opri aici, va fi din ce în ce mai frumoasă. Sunteți gata să cedați și scaunul de adjunct la inspectoratul școlar? Nu, înainte de a... Lăsați-mă să termin. Da? Pentru postul de inspector general. Mă gândesc că în eventualitatea în care vine un guvern PNL, n-ați zice nu unei asemenea oferte, dacă ar exista. Aici știți ce se întâmplă? Una e ce-ți dorești, una alta este ceea ce se poate obține concret. Până una alta, în învățământ se dau niște concursuri pentru ocuparea funcțiilor. Tu poți să-ți dorești să fii și albă ca zăpada. Dacă nu se organizează concurs pentru albă ca zăpada,
Așa rămâi cenușăreasă. Așa da? Este. Deci, dar și concursurile la pot să treci. Uite cum au fost cu asta de directori. Deci mama lor de lucrări le recorectez până iese cine trebuie. Îi depunctez pe ea care și-au permis să iau un punctaj prea mare. Îi ridici pe ea care au luat un punctaj prea mic și tu îi vrei acolo. Dacă se poate chiar așa ușor lucra cu aceste metodologii. Ba se poate, uite, eu astăzi aveți, mi-am preluat... Avem dovada. Înainte să veniți dumneavoastră la inspectorat, asta s-a întâmplat. La concursul pentru posturile de directori. Eu dau exemplu. Eu la Generală 6, director care, candidat, pardon, care luase punctaj, care îi permitea calificarea în a doua, în a doua probă, a fost chemat, i s-a recorectat lucrarea, a fost depunctat, n-a mai intrat la a doua probă. Celălalt care nu luase, i s-a recorectat, evident, lucrarea și s-a dat un punctaj suficient că să intre la a doua probă. Da, aici sunt niște lucruri care... care nu vor rămâne, cu siguranță nu vor rămâne așa. Ideea este că la ce mod? Deci nu se pune problema recorectării lucrării, pentru că acolo nu se pune, deci nu ai ce să recorectezi. A fost grilă. Doamna, peste grilă se așează șablonul. Dumneavoastră și nu se face un calcul. Atunci și ați venit la vreo câteva zile după. Mă credeți pe mine că fiind, exact așa au făcut. Fiind în necunoștință de cauză, nu pot să au exprim un punct de vedere obiectiv. Acolo, da? În fața s-a întrunit din nou comisia, adică s-a dat din nou examen, ce mai gândesc, doar că nu s-a mai completat. Acum, nu știu că nici dumneavoastră n-a fost s-a acolo. Recolectat. Da, dar am relatări din cel puțin trei surse, că știți bun, că sunt toate aceste relatări, din absolut toate sursele, la un dat vor merge undeva, nu? Mă gândesc. Deja au mers. Înțeleg, okay. Deja au mers. Deci sunt în afara subiectului, nu îmi cere să mă pronunț pe o temă în care nu am suficiente argumente să îmi justific o pledoarie, da? Deci nu sunt în afara problemei. Da, da, am înțeles și respect punctul nostru de vedere. Nu erați în interiorul inspectoratului, da. Ce pot să spun? Ziceam în cunoștință de cauză de este faptul că, uite, spre exemplu, astăzi am primit, mi s-au delegat competențe de a participa în calitate de observator al inspectoratului la concursurile directorilor și am participat astăzi, spre exemplu, la etapa de concurs la funcția de director la Colegiul Național Traian. Vreau să vă spun că am fost plăcut, impresionată de doamna Gimoiu, care a și promovat concursul cu un CV impresionant, cu o prezentare a PDI-ului și a viziunii domniei sale pentru modul în care ar conduce Colegiul Traian, de mare calitate, și în același timp astăzi a susținut concursul și pentru directorul, pentru funcția de director adjunct, doamna Carapencea, și doamna a promovat concursul. Deci pot să spun că la Colegiul Traian echipa de conducere va fi cu siguranță formată din doi profesioniști. Deci cele două doamne, din punctul meu de vedere, au meritat cu prisosință. Nu le cunosc pe cele două doamne, cum să spuneți dumneavoastră, nu-mi permit să exprim o opinie. Deci în condițiile în care nici pot să-mi exprim o opinie bazată pe niște argumente, sunt foarte încântată. Sunt foarte încântată de ce am văzut. Și, cum să spun, eu am toată stima, chiar am fost astăzi în vizită la doamna Manuela Praja, pe care o cunosc de foarte multă vreme, din 2000, când nu o cunoștea mai nimeni. Și la vremea respectivă era director la Colegiul Traian domnul Bunoiu, un monstru sacru al învățământului mehedințean din perioada comunistă, dar de la care avea extraordinar de multe lucruri de învățat. Și se punea problema la vremea respectivă ca să preia cineva tânăr mandatul de director. Recomandarea care îi se făcea la vremea respectivă prefectului Dan Trancotă, venită din partea domnului Bunoiu, era Manuela Praja. Da, ok, Manuela Praja. Și Manuela Praja a devenit atunci director. Iar evoluția ei profesională a fost una remarcabilă. Colegiul Traian a avut de câștigat foarte mult ca imagine, datorită profesionalismului pe care l-a avut Manuela Praja. Astăzi am fost să o văd, am fost să discutăm despre problemele cu încălzirea, tocmai pentru că a apărut acel incident. Problemă... O realitate arătată sigur de că da, deci o realitate, pur și simplu, pe care noi trebuie să avem diplomația și tactul și înțelegerea și înțelepciunea de a o rezolva așa cum trebuie. Am discutat. Deci va încheia mandatul, zic eu,
se va ridica din acel scaun cu fruntea din sus. Din acest concurs. Nu are de ce să fie dezamăgită. Concurs. Nu are. Deci și-a atins absolut... Deci, din punct de vedere profesional... Ai intuit foarte bine că, de fapt, e o mascaradă acest concurs și a decis să nu se prezinte. Nu. Deci n-aș generaliza. Eu văd partea plină a paharului. Tocmai spuneam ceva mai devreme de acele două doamne care urmează să facă parte din echipa conducere. Eu nu zic că unii dintre candidați nu sunt oameni de toată ispăraba și care au luat în serios și care chiar sunt de organizarea în sine și de modul în care s-a desfășurat acest concurs. Sigur că, dar putem să spunem că... Sunt, concursul e contestat, domnule, nu e bine, că trebuia făcut așa, că nu trebuia, că e politic, că nu e politic. Dar ce funcții nu se ocupă politic? Unde nu se bagă politicul? Cât din toate lucrurile astea au doză de politic și cât nu au doză de politic? Asta mă deranjează și pe mine. Tocmai de asta am apreciat și am apreciat sincer un pic mai devreme faptul că noastră vă exprimați o apartenență politică, vă asumați niște opinii. Pe când alții sunt așa mironosițe și când îi vezi cât de tehnocrați sunt ei, nu doar nu sunt tehnocrați, sunt politic. Pe mine ce mă deranjează, toți sunt numiți politic, ca să fie foarte clar, mă refer inclusiv în învățământ, și poate că din anumite puncte de vedere este corect să fie așa. Eu am o problemă că politicul numește uneori niște imbecili în funcție de conducere. Da, asta este problema. Dar faptul că se numesc politic, că spuneam, nu mă deranjează. Vă spuneam dacă mai se numește niște oameni de calitate, exact, n-am niciun problemă. Că am văzut zilele astea directori, care se presupune că au fost politic, puși politic, da, nu că au funcționat pe mandatul PSD-ului și au fost puși politic și sunt PSD-iști. Nu e, domnule, adevărat. Mulți dintre ei n-au nicio treabă nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, nici cu PD-ul, cu nimic. Da? Ei sunt profesioniști pur și simplu, numai că li se aplică ștampila asta pe frunte. Bă, e pus de PSD, e PSD-ist. Nu, deci chiar sunt mulți dintre ei niște oameni de foarte mare calitate. A, că sunt și unii, într-adevăr, PSD-iști, PNL-iști sau ce ori mai fi și să mai sunt și de proastă calitate, partidul respectiv și asumă. Și asumă și pierde voturi, pierde puntaj. Deci de atunci când când te încăpățânezi în ciuda tuturor evidențelor, să menții în funcție niște oameni care clar nu dau randament, îți aduc de servicii de imagine, îți pun comunitatea în cap, nu dau randament sub nicio formă, îți asumi. Vă anunț că nici nu mi-am dat seama, dar s-a terminat emisiunea, am ajuns la final de emisiune, să știți. S-a terminat... Timpul alocat emisiunii. Vă mulțumesc mult pentru o discuție agreabilă din punctul meu de vedere. Și mulțumesc frumos pentru invitație. Și să sperăm că la următoarele emisiuni vom putea să intrăm mai mult în profunzimile, să spunem, sistemului de învățământ din Mehedinți. Deocamdată am vrut să avem așa o discuție relaxată, ca după o săptămână, nici o săptămână de când ați preluat funcția de inspector general adjunct, dar la următoarele emisiuni vă promit că nu va mai fi atât de relaxată emisiunea. Chiar, intenționez să vă cer ajutorul și poate că am putea să facem așa, un serial. Să facem niște excursii prin județ, să vedem școlile împreună, să vedem oamenii, să vedem copiii. Cu mare drag ar fi chiar interesant. Și să nu căutăm neapărat lucrurile rele, că m-am săturat de lucruri rele și le știm așa de bine, să căutăm lucruri bune. Vreau profesori tineri care să iubească școala, nu neapărat tineri, și în vârstă, dar cu sufletul tânăr. Doamne, nu pot să plec din emisiunea asta până să nu-i transmit salutările mele și că o pup cu drag pe directoarea de la Tâmna, pe care am cunoscut acum și care nu s-a prezentat la concurs, dar care este o doamnă excepțională. Îmi pare sincer. A venit altcineva la concurs de acolo, colectivul e ok, dar e o doamnă minunată. Și nici măcar nu știu cum o cheamă, dar vreau să o salut și să... Și să spun că aș vrea să fie așa ceva în tot județul. Eu să știți că am rugat pe colegii mei de la știri să prezinte și lucrurile negative, dar și lucrurile bune, pozitive, care se întâmplă în Mehedin și mă bucur să constat că mi-au ascultat sfatul. Prin urmare, cu mare drag atunci când doriți, vă poate însoți o echipă de la televiziune să arătăm într-adevăr și lucrurile bune, dacă sunt și lucruri bune. Mulțumesc. Că altfel ajungem la concluzia că se întâmplă numai rele în Mehedinți. Ceea ce nu este adevărat. Adică nici asta nu este adevărat. Lansez ofertă tinerelor cadre didactice care vor să devină vedete, între ghilimele, da? Vor să devină persoane publice, să zicem, fie prin faptul că, uite, domnule, vreau să fac o activitate didactică și să fie filmată, să apară niște secvențe cu un exemplu de bună practică. Căutați-mă, vreau să vă valorific. Să arătăm talentul. Ceea ce se întâmplă și bun în județul Mehedinți. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în această seară în studioul Tele2. Vă mulțumesc și dumneavoastră, evident, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit, sper eu, cu mare atenție și de data aceasta. Rămâneți cu noi în foarte scurt timp, vin știrile serii. Numai bine!